Doamnelor, domnilor, bun regăsit! Avem puțin mai mult timp decât în cursul săptămânii să stăm și noi de vorbă. Și tot e weekend și ne mai oprim un pic din treburile cotidiene, tot ce amânăm noi în cursul săptămânii, că ce să faci, mergem la job. E perioada noastră de un pic de răsfăț la sfârșit de săptămână. Și aș vrea să fiți al doilea invitat alături de noi, alături de mine și de invitata din platou. De ce? Pentru că sunt sigură că în discuția pe care o voi purta cu Marinela Tănase, vă veți regăsi și dumneavoastră, mai ales dumneavoastră, doamnelor. Dar subiectele nu sunt străine nici bărbaților și zic eu că vor fi și informații folositoare ulterior. De ce? Pentru că Marinela Tănase, căreia îi mulțumesc că a acceptat această invitație, este una dintre persoanele pe care o știu de foarte mult timp. Fizic nu ne-am întâlnit foarte des, dar legătura noastră a durat de-a lungul timpului. Marinela are un job de care avem nevoie fiecare dintre noi sau membrii ai familiei noastre, cunoscuți, prieteni, măcar o dată în viață. Este asistent medical pe ambulanță și mai nou este șefa stației de ambulanță Zimnicea. Felicitări! Mulțumesc! Ce știu eu despre Marinela Tănase? Păi știu așa. Pe de o parte că pune suflet în meseria ei. De ce? O să ne spună tuturor. Aflăm astăzi cum este munca pe care o desfășoară. Mai știu despre Marinela că îi place să scrie și mai știu de asemenea că este și pasionată în ale bucătăriei. Le luăm pe rând, pe fiecare în parte. Și o să începem de la job. Se aude atunci când se sună pentru o intervenție de urgență, când, nu știu, o persoană este în pericol, sunăm la 112 și ni se răspunde de fiecare dată, suntem întrebați, ce urgență aveți? Vin ambulanțele la fața locului, indiferent unde este această fața a locului, fie că e pe un drum de mare circulație, că din păcate avem multe accidente în județ, fie acasă la domiciliu. Marinela Tănase, aș vrea să ne vorbești despre meseria ta în primul rând, pentru că nu e așa la îndemâna oricui. Eu zic că ai nevoie și de compasiune, ai nevoie și de rapiditate în luarea deciziilor, pentru că lupta este de cele mai multe ori contra cronometru. Exact. De cât timp lucrezi la Serviciul Județean de Ambulanță? Bună ziua, Nina, bună ziua tuturor. Mă bucur că m-ai invitat aici, mă bucur să fiu alături de dumneavoastră și sper ca ceea ce vom discuta astăzi să ne învețe lucruri, să ne relaxeze, așa cum ai spus, exact. Să trăim firesc. La ambulanță, de când lucrez, am senzația că parcă s-a întâmplat ieri. Deși a trecut o perioadă lungă, adică mai exact fac 28 de ani anul acesta de când sunt urgentistă. Mai precis de la ce vârstă? Da, după ce am terminat școala imediat. Oho, da. Imediat în câmpul muncii. Nu mai la ambulanță, din prima, da. Nu mai ambulanță. Nu mai ambulanță, da. Nu mai ambulanță de atunci. Și, mă rog, ideea este că nu mi-a plăcut neapărat să lucrez în sănătate. Că toți suntem la confidențial, o să spun că eu mi-am dorit să fiu avocat. În schimb, conjunctura, nu știu, destinul, poate așa o să fie să fiu aici și să salvez vieți, nu? Cred. Da, poate că este adevărat lucrul ăsta, că nu întotdeauna luăm noi deciziile în ce ne privește. Da, cred în destin. Nu m-am văzut niciodată jurnalist. Da. Nu. Eu voiam să fiu profesor de limba română, pentru că am avut niște profesori de limba română de care m-am îndrăgostit, pe cărora le voi fi recunoscătoare toată viața mea. Și
erau idolii mei. E, n-a fost să fie. Da. Dintr-o întâmplare, pură întâmplare, am ajuns în presă. Și culmea, ce să vezi? Da. Și fiica mie s-a întâmplat același lucru. Nici ea nu și-a pus în cap vreodată să devină jurnalist. Da, uite că tot aici a venit. Și nu cred că e moștenire de familie. Nu știu ce este. Da. E destinul. Așa am zis și eu, că destinul este, da. Pentru că altfel n-aș fi iubit ceea ce fac atât de mult. Se pare că mi s-a potrivit mănușă. Dumnezeu a știut mai bine decât mine. Pentru că ceea ce fac, fac cu pasiune. Altfel, nici nu cred că aș rezista, de fapt. Așa te-am descoperit eu pe tine și te-au descoperit și alții. Da. Un om pasionat de ceea ce face. Da. Indiferent ce face, fie că e job, fie că e ceva în viața privată. Să spun că ard în viață. Și totuși munca voastră este destul de dificilă și vă solicită foarte mult. Ai avut vreodată așa, vreo tresărire să zici, băi, gata, nu mai văd de treaba mea, pot să fac și alte lucruri? Nu știu, cred că au fost momente care, dar n-au ținut de pacienții mei. Nu au ținut de ceea ce fac în sine, în profesia mea. Dimpotrivă, cred că durerea celor din jur, mai ales a bătrânilor, sunt mulți oameni necăjiți și cu probleme, m-a făcut să vreau să fiu acolo pentru ei, indiferent dacă mi-ar fi fost mai bine în altă parte. Și mă refer aici că la o altă țară, de exemplu, unde sistemul de sănătate e clar mult mai bine pus la punct. Salariile sunt ok, la ambulanță sunt medici, ambulanțe bune, drumuri perfecte, salariile mult mai mari. Nu, am vrut să rămân aici, să empatizez cu oamenii și să ne ducem împreună totul până la capăt. Pentru că da, chiar simt că sunt important acolo pentru un om, la momentul acela. Da, așa cum ziceam, lupta este de multe ori contra cronometru. Exact. E firul ăla subțire între viață, între a fi și a nu mai fi. Da. Câte des întâlnești astfel de situații în activitatea ta? Oh, destul de des. Destul de des. Destul de des. Destul de des. Deși găsim culmea. Când sunăm la 112, în general trebuie să știm că sunt pentru o urgență, da? Se mai sună și pentru nimicuri sau se mai fac și farse, dar urgența înseamnă granița dintre viață și moarte. Urgența adevărată acolo se desfășoară. Mie îmi place să spun că în spate, în cabina medicală cu mine, e Dumnezeu. Acolo e biroul meu, acolo e Dumnezeu cu care, fără de care nu pot. Indiferent că știu să fac un lucru sau nu știu să-l fac, de obicei îmi știu foarte bine acțiunile. Sunt foarte promptă, dau siguranță pacienților, însoțitorilor, colegul meu, ambulanțier, dar știu că fără Dumnezeu nu se poate. Cred că nu am pacienți la care, după ce le-am făcut tot ce aveam de făcut, să nu spun o rugăciune în gând. Pentru că fără el nu putem. Nici eu n-aș putea, nici viața n-ar merge mai departe altfel. Spuneai despre apelurile care nu sunt neapărat o urgență. Vi s-a întâmplat ție și colegilor tăi să, nu știu, să fie un apel fals, să ajungeți la fața locului și să descoperiți că, și dacă se întâmplă des lucrul ăsta? Da, s-a întâmplat să fie apel fals, s-a întâmplat foarte des, în schimb se întâmplă să fim solicitați pentru nimicuri, spun eu, adică nu neapărat nimicuri, un om are o problemă. Dar nu atât de gravă încât să nu înțeleagă că se poate duce la medicul de familie, ceea ce trebuie făcut în primul rând, da? Că poate merge pe picioare, adică dacă tușești de două zile și starea generală este ok, în rest, da? Trebuie să înțelegi că ai un medic de familie. Trebuie să înțelegi că te poți duce la cabinetul doctorului pe picioare. Trebuie să înțelegi că avem ambulanțe puține, noi suntem puțini, solicitările sunt multe și că între timp, da, un om poate care are nevoie cu adevărat nu are acces la ambulanță în moment optim, așa cum e cazul, așa cum trebuie să fie. Și atunci să ne gândim că încurcăm cumva, că trebuie să înțelegem că ambulanța înseamnă urgență. Ambulanța nu e un taxi, așa cum mulți consideră, da? M-am luat de aici, hai să mă duc până la spital, nu este taxi. Ambulanța
este pregătită pentru urgențele concrete și reale. Și se știu care sunt. Da. În timp ce te ascultam, mi-am amintit de o discuție cu medicul Cătălin Dumitrașcu de la UPU, la Spitalul Județean Telorman, cu care într-o discuție, apropo de fluxul care este acolo, de prioritizarea pacienților, la un moment dat, dumneavoastră e mai temperamental, a uitat așa fix și a spus, cum mă să cheme ambulanța și tu stai la două blocuri de Spitalul Județean, cum să cheme ambulanța, că știi tu că dacă vii cu ambulanța, intri înainte și te vede medicul înainte. Da, e și asta o idee pe care mulți știu când te duci acasă și te așteaptă la poartă cu gentuța făcută, da? Spun, este domnul doctor X de serviciu și eu trebuie să ajung acolo, da? Deci sunt situații, noi vrem să fim acolo pentru oameni, dar și oamenii trebuie să înțeleagă și fac apel, poftim în această emisiune la dumnealor, că trebuie să fie și dânsi alături de noi și să înțeleagă că ambulanța nu este taxi. Da? Da, sunt foarte multe persoane, am întâlnit persoane destul de bolnave. Am ajuns cu ambulanța la câteva zile și am întrebat, dar de ce n-ați anunțat ambulanța până acum? Că nu sunteți bine. Și a spus, mamă, dacă era o bătrână sau... Sunt alții mult mai rău, de ce trebuia să vă încărcăm și voi, pe voi? Că știm că sunt mai mulți, mult mai bolnavi. M-am impresionat. Nu, doamne. Da. A fost și perioada de pandemie când tuturor ne-a fost greu, dar vouă, celor care lucrați în sistemul de sănătate, cred că v-a fost un pic mai greu decât nouă celorlalți. Noi am avut restricții, bine, și voi trebuia să respectați restricțiile. Cum ai reușit să te înțelegi cu oamenii în perioada aceea? Ți-a fost frică? Până la urmă era frica aia teribilă de COVID. Ne-am mai cumințit, ne-am mai temperat. Așa. Acum am înțeles că o să fie un fel de răceală anuală, o să o luăm mai rău sau mai bine, dar voi atunci ați intrat și de fapt de fiecare dată când sunteți apelați, intrați în tot felul de case. Da. Interacționați cu tot felul de oameni din toate categoriile sociale. Exact. Și trebuie să știți să vorbiți pe limba fiecăruia. Da. Exact. Ai vreo amintire din perioada aceea de pandemie care te-a marcat? Da. Sunt amintiri care m-au marcat și din perioada aceea și din în alte general, perioade. Da, într-o perioadă normală, să spun. Atunci, în momentul în care a fost pandemia, toți eram, da, la început, pentru că orice lucru nou, orice lucru despre care nu ai foarte multe date și cunoștințe și nu știu cine ar fi avut la momentul acela, da? Inițial trebuie să-l iei cumva în gardă, da? Să nu te arunci, mai ales că până la urmă ești un exemplu pentru pacienți, pentru oamenii din jurul tău. Și nu poți să faci pe grozavă și să spui, băi, nu-i nimic sau este foarte grav. Este o gardă care trebuie pusă. A fost foarte greu atunci și din simplu fapt fizic. Pentru că vara stoceam hainele de sub combinezon, iarna înghețam. Pacienții care au fost surprinzător cu simptome care au evoluat rapid, sub ochii noștri se desaturau. Da, erau, unii aveau și alte afecțiuni. Da, și cu alte afecțiuni. Da, au fost situații foarte grele și nouă ne-a fost teamă la început. Te cred. Mai ales că eu am contactat cumva virusul acesta, da, la o perioadă destul de scurtă atunci la început. Cred că și panica a creat foarte mult, a contat foarte mult pentru imunitatea organismului, asta e clar. Părerea mea. Da. A fost greu din toate punctele de vedere. Mergeam la cazuri fără să știm exact că au COVID sau nu, da? Și atunci trebuia să fim mereu pregătiți.
Da, în primul rând vă gândați la afecțiunea cronică pe care iar poate că o avea pacientul. Iar referitor la atitudinea unor oameni, da, mi s-a întâmplat să mergem îmbrăcați așa ca fantomele, da, cum eram noi, să luăm pacienți și cu saturație foarte mică să le spunem trebuie să mergem la spital, că altfel nu se poate, ceea ce s-a și întâmplat cu unii care au rămas acasă. Și să fim făcuți criminali de oamenii asta care a durut. Erau acolo. Asta a, durut a durut mult. A durut mult. Am fi vrut să le dăm un răspuns clar. Am fi vrut să știm exact. Tu ai încercat chiar în perioada aia să dai niște răspunsuri și ai făcut un scris pe rețelele de socializare și erau multe păreri de susținere a ceea ce spuneai, dar erau și oameni care dimpotrivă, nu erau absolut deloc de acord. A fost o perioadă, nu știu, care ne-a marcat pe toți și nu știu dacă vom avea efecte pe termen lung. Poate a ieșit binele sau poate a ieșit răul din noi. Nu știm. Știi că atunci chiar mai toți au spus că s-au împărțit oamenii în COVID și non-COVID sau, na, de la o vreme ne împărțim și asta nu e bine. Pentru că noi ar trebui să fim cumva uniți. E destul de greu cu tot ce e în jurul nostru. Și nu dezbinarea asta ne-ar ajuta. Și nu ne ajută deloc. Nu era mai bine să fii asistentă într-un spital? Aveai gărzi, aveai un alt program? La voi turele, cât durează o tură? 12 ore. 12 ore? Da. Deci 12 ore... Modul firesc în care nu mai continui după, se întâmplă. Să ai o solicitare și să nu spui nu. Dacă între timp preiei un pacient la 18:30 și îl duci la județean sau la București, nu poți să spui nu. Îți duci cazul până la capăt. Corect. Da. Apropo de dus la București, e nevoie de multe la sistemul județean de ambulanță și nu doar la ambulanța Telorman, că toată țara. Am dat un ochi așa și pe la alte sajuri și problemele sunt cam aceleași. Da. Adică, una dintre ele, asistentul merge la pacient fără a avea un medic. Nu avem medici pe ambulanțe, clar. Avem foarte puțin. Avem ture descoperite în care nu există un medic de gardă pe ambulanță. Și cum vă descurcați atunci? Este un risc maxim. Este foarte greu. Este foarte greu. Adică trebuie să faceți voi. Bine, voi ați învățat din practică foarte multe lucruri. Da. Tot profesând, zi de zi, noapte de noapte. Doar că foarte multe lucruri nu mai putem să le facem fără acordul. Că la noi se bat cap în cap lucrurile astea. Ni s-au luat cumva din atribuțiune. Adică ceea ce eu am făcut acum 20 de ani când m-am angajat, mă refer la administrarea anumitor medicamente sau proceduri medicale, nu mai există, nu ne mai lasă să le facem. Nu mai este voi. Adică s-a schimbat ceva în... Avem mai multe, mai puține atribuțiuni decât au fost. Unii s-ar bucura, eu zic că nu e așa. Atâta timp cât, da, eu lucrez la nivel european cu mai puține atribuțiuni, dar eu nu am doctor ca acolo. Eu nu mai am un alt coleg, eu nu am un bracardier. Și atunci ce facem? Urmărim legea, pacientul, te uiți la el, știi că ai avea putința să faci ceva, dar nu mai poți. Și sun la doctor. De unde să-l iei dacă domnul doctor nu e de gardă? Dacă nu există un doctor de gardă atunci, da? La spitale. Ce faci într-un șoc anafilactic? Unde la spitale sau la ambulanță? Că la ambulanță aveți un singur medic care se deplasează. Nu avem doar un singur medic, nu. Nu, care... Doar un singur medic pe tură. Pe tură, da. Dacă există. Da, da. Sunt și ture descoperite, da. Și cum vă descurcați când sunt turele descoperite? Greu, atunci trebuie să ne mai ieșim în întâmpinare colegii cu o altă ambulanță, dar mă rog, cu aceleași atribuțiuni. Se mai cheamă de la spitale, dar mă rog, e treaba dânșilor, mai cheamă elicopterul sau dintr-o alt județ, dacă există și acolo. Dar dați seama că timpul e mult mai lung de așteptare. Da, este o mare problemă, ne-am dorit din suflet să avem și nu... doctor și la ambulanță și în spitale și
Este o mare problemă. Avem un deficit de medici și, apropo de serviciul de județean de ambulanță, un medic pe tură. Păi dacă medicul care este pe tură a plecat cu să însoțească o... Ceea ce face tot timpul de altfel un medic. Nu un are... caz grav, un caz dificil la spitalul, nu știu care, din București, voi ați rămas descoperiți. Și să zicem că, nu știu, se întâmplă un accident cu victime multiple, se activează planul roșu, că am avut zilele trecute situația asta, în urma ciocnirii dintre... În general se cheamă, se anunță elicopterul la situații mai grave sau vin în sprijin, adică nu s-a întâmplat să fim descoperiți în ideea în care nu avem un număr de ambulanțe câte trebuie să fie la planul roșu sau... Medicul care este de serviciu atunci, ziua cam sunt, mai avem și ture în weekend sau noaptea descoperite. Da. Observ că toate lucrurile astea care nu sunt de bine, n-au reușit să te convingă să-ți găsești un job în altă parte, tot în sistemul de sănătate. Nu știu, cred că la spital ai fi primită cu brațele deschise. Nu cred că aș putea să stau eu acolo. De ce? Nu cred că aș putea, pentru că cred că îmi place să trăiesc intens și în profesia pe care o fac. Efectiv să ard, îmi place adrenalina continuă așa, adică dacă mă duc la un caz în care nu am ceva prea mult de făcut, parcă mă moi așa, nu e pe gustul meu. Știu că e greu, e ciudat că prefer asta, chiar mi s-a spus la un moment dat să-mi schimb locul de muncă, că aveam o problemă de sănătate care a trecut și am spus nu, mă văd lucrând în altă parte. Ambulanța e ca un drog. Pentru cei care iubesc această profesie, este ca un drog. Este ceva inedit la tot pasul, nu știi ce faci peste 5 minute. Sunt tot felul de cazuri, de situații. Pe mulți ar speria lucrul ăsta. Ești nu știu, acolo? Poate eu în următoarele 5 minute vreau să-mi savurez cafeaua, că îmi permite jobul, adică, sau vreau să văd, să mă uit pe rețelele de socializare sau să văd un filmuleț pe telefon. Eu, adică nu multora le-ar plăcea să fie întrerupți din micile lor plăceri personale. Da. Voi cred că deja sunteți un pic modificați din punctul ăsta de vedere. Da, cu siguranță, da. Da, noi ne-am și distrat pe tema asta, că tot spuneam, la ambulanță trebuie să fii puțin altfel, ca urgentist în general. Păi trebuie să fii puțin altfel, trebuie să fii curajos, trebuie să ai tărie de caracter ca să te concentrezi rapid pe situația respectivă și să iei cele mai bune și în timp optim, decizii cu rapiditate. Da. E adevărat. Asta, trebuie să-ți înfrângi temerile. Mi-aduc aminte, apropo de începuturile mele, eram la școala sanitară și de câte ori vedeam, erau ambulanțele acelea break atunci și vedeai câte o mână scoasă pe geam cu o perfuzie. Așa erau construite, astea erau condițiile și cu sirenele pornite. Și de câte ori le vedeam pe stradă, mi se făcea pielea de găină și spun, Doamne, zic, oamenii ăștia care lucrează acolo sunt supereroi, așa. Așa mi se păreau, zic, sunt extraordinari cât curaj să aibă. Nu mă credeam în stare să fac așa ceva. Și poftim că am făcut. Și poftim că încă mai faci, nu doar că ai făcut, faci la timpul prezent. Da. Și cred că vei face și la timpul viitor. Da. Pentru că... Doamne ajută să fiu sănătoasă și să rezistăm. Știi că mi-a ieșit asta o problemă. Îți doresc din tot sufletul. Cu pensionarea noastră la nu știu câți ani. Tu mai știi la ce vârstă? Nu se mai știe. Destul de târziu, se mai modifică tot timpul așa. Oricum, practic, după o anumită vârstă, e imposibil fizic să faci față. Adică noi avem de dus în spate trusele care au 40 de kilograme, tubul de oxigen, monitorul, apoi mai apuci și la aleză și fizic nu mai poți. Pe de o parte spun, e fizic, pe de altă parte și voi sunteți oameni, și ca și noi, și aveți unii dintre ei pot să aibă afecțiuni. Da. Cronice, afecțiuni care se... Avem multe afecțiuni, chiar o colegă de-a noastră din țară a făcut un curs cu afecțiunile musculoscheletice, care apar la foarte mulți dintre noi, datorită situațiilor de... Trebuie să mutați și la domnii ambulanțieri și mutatul de aparatură și transportul efectiv al pacientului și
legănat-o la pe drumurile țării, da? Nu știu dacă e doar legănat, da, că totodată e cu ducăială. Că mai luăm câte un pacient, spune, măi mamă, dar mai aveți organe în voi, că nu, noi după o oră nu mai putem. Se întâmplă și asta. Sunt mai multe care, da. Da, da, tot nu vă... Nu, în niciun caz, nu. Nu vă nu decideți să de ce? Niciun abandonați. Nu e perfect. Și totuși, haideți că suntem oameni și hai să ne gândim că odată cu avansarea în vârstă, cum spuneai și tu, mai te dor șalele, mai un genunchi, da, mai, nu știu, mai apare ceva. Este... Pensionarea se face la vârsta stabilită prin lege pentru toată nația. Da. Adică nu beneficiați, eu știu, și voi de o decizie specială. Nu. Au fost niște discuții, a fost un proiect de lege care nu s-a definitivat, din păcate. Da. Adică având ture de noapte, gărzi continue și, da, exact ce am spus mai devreme, cred că ar fi fost cazul să ieșim mai devreme la pensie, pentru că altfel, nu vreau să fiu tragică, dar s-ar putea să... Nu mai apucăm să luăm din bănuții ani ideea în care nu sunt tragică. Nu vreau să vorbim pe tonul ăsta. Nu. Eu te știu pe tine optimistă și bătăioasă, așa că nu. Da. Nu vreau să văd asta de la tine. Da. Vreau să ne povestești o experiență din activitatea ta, una sau mai multe, că aveți multe povești. Da. Și până încep să ne povestești, aș vrea să te gândești și câte echipaje ai schimbat tu. Sunteți așa, asistentul, ambulanțierul și șoferul, nu? Nu, eu și ambulanțierul, care e tot șoferul. A, care e doi în un. Doi. A, am înțeles. Doi. Și ai schimbat des echipa? Da, tot timpul, cred că lunar, pentru că... Suntem puțini angajați. Eu credeam că voi rămâneți așa o echipă. Nu, și... în orașele mari, cred, acolo unde este personal mai mult și așa sunt echipe fixe. La noi nu. Avem puține angajați, cel puțin la substația zimnicea, dar două ambulanțe, de fapt, trei, patru, dar una mai mereu defectă sau așa. Sunt vechi, sărăcuțele și le repari în trei zile, se defectează și... Na. Nu, schimbăm des, da. Asta înseamnă că suntem toți ca o familie acolo. Absolut, da, absolut, da. Cred că sunteți așa și un fel de mare familie, pentru că așa este. Mai am amicii care au lucrat în sistem și au avut nostalgie o lungă perioadă de timp după ce au ieșit din sistem. Da. Sau poate că este firesc așa, poate fiecăruia dintre noi ni se întâmplă. Ne trezim dintr-o dată că nu prea avem ce să facem. Din stresul ăla, din numărat minutele, din privitul ceasului din 5 în 5 minute, avem dintr-o dată prea mult timp liber și nu știm ce să facem cu el. Da. Așa este. Poate că este o chestie... Probabil că ține tot de un anumit parte, tip de profesie. Da. Este... Două povești vreau de la tine, Mari. Una care te-a impresionat și s-a rămas în minte, care a mers la sufletelul tău și una care te-a cam făcut să-ți pierzi un pic din curajul tău, așa, te-ai cam speriat o lecuță. De ce spun asta? Pentru că noi am mai vorbit de-a lungul timpului și știu că... Apropo de faptul că intrați în tot felul de case și interacționați cu tot felul de oameni. Se lasă și cu amenințări uneori. Da, e adevărat. Da. S-a întâmplat? Ți s-a întâmplat deseori? Mi s-a întâmplat de mai multe ori, nu doar mie și multor colegi. Este inevitabil, cred că la un moment dat, mai ales că avem pacienți cu probleme psihice sau... care nu sunt diagnosticați, dar sunt pacienți în stare de ebrietate, pacienți mai nervoși, că na, așa e lumea în ultimul timp, sau unii dintre ei. Da, surprinzător, am fost chemată un exemplu, deși sunt multe, dar ăsta a fost cumva mai pregnant în amintirea mea, într-o noapte, dar pentru o bătrână cu probleme de tensiune, lucru de altfel banal la noi, întâlnim frecvent așa ceva, da?
Era noapte undeva la țară, eu, senină, cu trusa după mine, să intru în curte la femeie. Și surpriza acolo, de fapt, era cu fiul acesteia, bătrâna era înjunghiată. Oh. Și fiul care era acolo, cu un cuțit în mână, efectiv ne-a sechestrat. Nu ne-a dat voie să ieșim nici măcar să mai iau tot ce-mi trebuia pentru bătrână. Avea, culmea, în casă totul pregătit, fașă. Am stat destul de mult timp acolo, am scăpat cu greu. După multe discuții am zis eu cumva la mintea lui ca să fac așa cum spune. Am ieșit, am sunat repede 112, am solicitat ajutor. Și am reușit să luăm bătrâna de acolo și să o ducem la spital. Asta a fost una dintre întâmplări. Sunt multe. Și până au venit echipajele de poliție, a stat sub amenințare, tu da. Și colegul tău. Da, da, da. Exact. Se putea întâmpla orice. Se putea întâmpla orice, mai ales că individul era un individ cu antecedente, doar venise de la... A? Da. Avea deci, experiență. Avea experiență, da. Ca să zicem da. Așa. Intrăm în tot felul de case, în crâșme... În toiul scandalului cu topoare, cu cum zic ăștia. La vreo nuntă ați fost chemați vreodată? Unde? Ai ajuns vreodată și la nuntă? S-a făcut vreun apel? Că, nu știu, pe la petrecere oamenii mai depășesc? Nu, la mormântări ne mai cheamă, ni se face rău. Oh. Cred că am fost la petrecere, așa, în toiul petrecerilor, da. De fapt, știm, de fapt, cu sărbătorile acum, da? E clar că ne aveți așteptăm. De lucru după fiecare sărbătoare, da, când masa e îmbelșugată. Ori stare de vietate, ori un scandal, o agresiune și aduce aminte. Fiecare cine știe de ce și-au ce aminte, dincolo de probleme digestive care apar firesc. Da. Și asta e o chestiune pe da. Care putem, da. Putem să o reglăm noi da. Înșine. Dar adică astea sunt frecvente la noi. Mai este o problemă cu pacienții agresivi sau cu pacienții cu probleme psihice, pentru că a fost dată o lege, nu mai știu, prin 2002, referitoare la organele de poliție, da? Ca să, pentru a nu se mai urca cu noi în ambulanță, în cabina medicală. Dânsii merg cu mașina poliției în spatele ambulanței. Nu au o lege concretă pentru a putea să, să facă contenție, să pună centrurile de contenție sau cătușele. Nu au voie nici dânsii. E foarte greu, decât dacă ar fi un atac armat sau dacă ar fi o agresiune în grup. Da, dar un simplu pacient care are probleme psihice poate fi extrem de periculos. Îți poate face ție rău celui care ești acolo sau își poate face rău singur. S-au întâmplat situații de genul acesta. Și da, este o mare problemă aceasta cu faptul că dânsii nu mai pot ca înainte să fie alături de noi în cabina medicală. Deci, practic, eu rămân cu persoana agresivă acolo, care inițial poate să pară calmă. Mulți sunt drăguți, dar au niște reacții spontane și de rapide, neașteptate, că e firesc. Este o mare problemă și asta. Bine, poate să nu aibă afecțiune asta, dar să fie o persoană violentă din fire din și fire, care da. A mai și băut peste măsură da, exact. Și e supărat așa pe toată se lumea. Da. Și cum da. Reziști? Cum faci da. Față? Se întâmplă. S-a întâmplat acolo. Vreodată, nu știu, să încerce să te lovească? Da, au fost chiar o situație în care, nu mai știu, am spus atunci. Am avut o persoană care consumase substanțe interzise și da, m-a mușcat, m-a bruscat și a făcut rău, s-a lovit cu capul de... S-a întâmplat. Da. Doamne ferește! Se întâmplă. S-au mai pățit-o și colegi de-ai mei. Sunt convinsă, da. Adică ce ți se întâmplă ție, da, probabil clar, nu doar mie, nu. Nu doar ție, nu doar se mie. Întâmplă sigur că da. Tuturor. Da, da e riscant, într-adevăr. Da. Uite, și aici, vă admirăm curajul, pentru da. Că poate a intrat în rutina voastră, că faceți da. Lucrul ăsta de foarte mult timp. Dar unui nou intrat în branșa voastră, cred că i-ar ticăi rău inima. Să fie, nu știu, din primele săptămâni, din primele luni, să treacă printr-o astfel de experiență. Că rămâi așa, este, poți da. Să ai coșmaruri noaptea. Da. Poți să te gândești că, Doamne ferește, nu știu, te întâlnești cu el pe stradă, te recunoaște și își mai vrea să-ți aplice exact. O corecție, așa. Exact. Da. Pe de altă parte, intrați în casele... bătrânilor din județul ăsta, pentru că noi avem multă zonă rurală, populația este îmbătrânită, unii dintre ei sunt singuri.
Sau sunt doi care încearcă să se sprijine, să sprijine bătrânețile unul celuilalt. Cum sunt casele bătrânilor noștri de la țară, Mari? E un subiect sensibil. Triste. Triste. Parcă n-a mai rămas nimic din ele decât exact umbrele unor bătrâni bolnavi. Nu mai regăsești nimic din ceea ce... decât amintirile noastre, probabil. Pentru ei este extrem de greu, da. Sunt foarte mulți bătrâni, singuri, copii care au părinții plecați în străinătate. Sunt multe localități, da, care nu au un medic de familie în rural, în județul Teleorman. Și am aflat lucrul ăsta de la domnul Tiță, de la Casa Județeană de Sănătate. Te sperie, da, gândul ăsta. Da. Ce fac ei? La cine apelează? Dacă n-au pe cineva, unii dintre ei, nici nu știu dacă aveau un telefon mobil, da, să, da, sune, da, la 112. Da. Poate îi ajută, nu știu, da, un vecin mai tânăr. Exact. Dar altfel... Da, exact. E... Nu cred că există o cale, deocamdată, reală, concretă. Prin lege se acordă și o sumă de bani, da, pentru instalarea medicilor se la țara. Să-i ducem la, da, la spital. Dar mai rău este atunci când sunt externați de la spital și cauți vecinii, cauți pe cineva să spui: l-am adus, aveți grijă lui. Îl transportați voi acasă înapoi când se externează? Da, colegii noștri cu mașinile de transport, da. Asta mașini speciale pentru, da, a transport pacienți? Pe, da, ambulanțe, da, da. Și atunci mai rău. Mi s-a întâmplat când făceam și noi, că făceam și cu mașinile tip B2. Externări, da? Să merg noaptea de la spital să-i duc acasă, singuri, iarna. Și am luat o mână de lemne cu colegul, i-am făcut focul. Nu puteam să-i las așa, nu puteam să... Da? Am, da, chemat un vecin, dar e greu și noaptea, e greu. Și îi lași acolo singur. Sunt foarte mulți așa. Sunt foarte mulți. Într-adevăr, da, sunt mulți. Foarte mulți. Copiii sunt departe, poate chiar, da, în străinătate, da, plecați, da, de foarte multe zile. Case pustii, da, în zona rurală, foarte multe, părăsite. Efectiv. Da. Este imaginea care nu doar că ne înduioșează, poate pentru fiecare dintre noi să fie și o perspectivă sumbră, da, în ceea ce ne privește. Da, Doamne fere. Că, da. Noi sperăm în mai bine. Deci. Da, da, noi sperăm, da. Da. Trebuie să rămâne fim de văzut ce vor, da, până la urmă cei care ne conduc cu noi. Da, asta spuneam, că ar trebui să fim uniți, că sunt niște puncte principale care se știu problemele destul de clar. Trebuie să rezolvate, dar asta nu se poate face decât cu bunăvoință și fără interes. Mariu, ce ai schimbat în meseria ta? Pentru că ai niște ani în spate și ai văzut lucrurile cum au evoluat de la an la an. Pe aici prin preajmă am fost și eu, pe margine, și am discutat cu directorii SAJ Teleorman de-a lungul timpului. Am aflat, i-am și susținut când, nu știu, când aveau, mi-am dat aminte, era într-o perioadă în care aveau niște ambulanțe așa, cam Fred și Barney. Da, da, da. Mai erau un pic și țeșau picioarele prin podeaua aia. Și la momentul ăla, cred că mai toată presa din Teleorman s-a mobilizat și a fost așa la unison. Am scris toți intens pe subiectul ăsta, pentru că până la urmă ne privește pe fiecare dintre noi. Fiecare dintre noi, indiferent ce, exact, job am avea, exact, putem fi... Da. Putem avem nevoie de ambulanță, da, la un moment dat. Suntem oameni toți, da. Suntem oameni toți, exact, da. Ce ai schimba? Deci eu? Ce ai schimba? Tocmai ce am vorbit și cred că ține de toate astea. Adică să fie aberant ce spun eu, că vreau să avem doctori. Să fie aberant când spun că avem nevoie de ambulanțe și solicitările astea au tot fost făcute la nivel național. S-a discutat, se știe. La momentul respectiv, parcul auto național, nu e vorba de Teleorman, da? Are foarte multe ambulanțe cu peste 10 ani vechime, cu peste 500.000 de kilometri la bord. Nu este posibil așa ceva. Sunt defecțiuni din ce în ce mai dese, deci cu reparațiile costurile sunt imense.
Pentru că cât să le cârpești, na, sunt probleme la motor, sunt probleme la direcție. Cine știe, își dă seama cât de dificil și de riscant este. Și o să mergem pe ideea aceea la somn că merge așa până se întâmplă o nenorocire, pentru că s-a mai întâmplat. Am avut colegi cu pacient în mașină și efectiv nu au putut să bage mai mult în viteză. Nu a mai vrut mașina, da? Și ce atunci, ce face situația? Aparținătorii care veneau cu mașina în spatele ambulanței au început circul și scandalul. Și nu doar că ar fi început, dar practic e pusă viața pacientului în pericol. Odată. Pe de altă parte, poate fi pusă viața noastră în pericol din cauza unor defecțiuni. Da? E adevărat, le ducem la servis, le aducem, din nou se defectează pentru că, na, e firesc, sunt vechi, n-ar mai trebui. Dar se știe lucrul acesta, s-a discutat. Mi s-a tot promis, da? Că vin 1200 de ambulanțe, că nu știm de ce, nu s-a întâmplat, nu ne dăm seama. Nu, că nu s-a închis niciun politician să dea explicații publice. Domnul ministru actual a insistat, a făcut în sensul acesta demersuri. Nu s-a putut. Așteptăm. Le au un plan. S-au luat la SMURD 380 ceva de ambulanțe SMURD în ultima perioadă, iar la noi încă așteptăm. Vom fi blocați dacă nu se întâmplă, pentru că anul viitor, conform statisticilor și tuturor calculelor, foarte multe ambulanțe vor trebui să fie scoase din uz. Legal. Și atunci ce facem? Oricum sunt puține, da? Da, noi românii suntem, cum să spun, insistenți, așa. Da. Asta e problema cu ambulanțele, cu doctorii, cu pacienții pe care am rugat să fie alături de noi, să ne înțeleagă. Cu, ce să mai spun, de drumul nu-i problema mea, da? Nu ține de ambulanță. Da, așa. Sunt multe care ar trebui schimbate, da? Sunt destule. Ești de părere că ar fi foarte important pentru copii să învețe manevre de acordare a primului ajutor încă din primele clase? Am văzut niște demonstrații făcute pe la niște școli în ultima perioadă de timp de colegii voștri de la SMURD. Ați făcut și voi demonstrații, la un moment dat, chiar și pe platoul Casei de Cultură. Eu una, cred că ar trebui să fie undeva la baza învățăturii, că până la urmă e vorba, cum spuneam, de viață și de moarte și pot fi doar câteva secunde. Tu crezi, din poziția ta, tu ești specialistul. Eu sunt chibițul de pe margine. Eu zic ce vreau eu pe persoană fizică. Mie mi-ar plăcea să cunoască copiii de mici și să poată, în felul ăsta, se pot ajuta și pe ei, pot ajuta și pe cei din jur. Ba, dacă ar fi după mintea mea, eu aș introduce în curicula școlară lucrul ăsta. Sunt absolut de acord cu tine și nu doar copiii, tinerii, nu doar copii. Fiecare om. Pentru că trebuie să vă spun că noi, ca și echipaj specializat, ajungem, niciodată nu o să putem să ajungem mai puțin de 3 minute, 5 minute la un caz. Nu avem cum, da? Fizic vorbind, e imposibil. Ei, minutele astea contează extrem de mult pentru viața unui om. Da? Cu ce ne putem confrunta? Cu un stop cardiorespirator. O, da. Dacă știi să faci un masaj cardiac corect, eficient, o insuflare, mă rog, să știi să faci câteva manevre simple pe care le poate învăța oricine, da? Șansele de supraviețuire cresc foarte mult și poți să duci bolnavul în viață. Înnecarea cu un corp străin. De asemenea, și aici să ținem minte, sunt peste 90% copii sub 5 ani care se înneacă cu mâncare, cu un corp străin. Ce mamă, ce om n-ar vrea să știe să facă o manevră de dezobstrucție? Fiecare om cred că ar vrea. Să știe pentru familie el, pentru el. Din nou, hemoragiile masive, care în 5 minute, dacă este o hemoragie masivă, îți poți pierde viața. Este simpla atașarea unui garou, da? Cine n-ar vrea să o facă? Sunt pași simpli, dar ar trebui să fie obligatorii, da? În Danemarca, în alte țări, s-au făcut pachete, da? Cu aceste legislații care obligă, practic, să se facă cursuri și într-o perioadă de câțiva ani a crescut rata supraviețuirii cu peste 20%. Iată. Dovedit.
Iată. Deci nu doar vorbe. Iată, cred că s-ar putea face și la noi puțină bunăvoință politică să fie. Din nou, da, am înțeles că în București s-ar fi demarat o astfel de acțiune și iarăși nu ar fi găsit, da, deschidere undeva. La nivel instituțional, probabil. Da. Da. Nu la nivel de Minister de Sănătate. Da, în fine. Deci asta e păcat. Deși atât cât, poate fi complicat, nu? Atât cât a fost și s-a desfășurat și mi se pare că la nivel de București încă se desfășoară, au fost foarte multe cazuri rezolvate. Cu bine. Ce răspuns sau ce bucurie mai mare să... Deci nu doar copiii, întreabă pe oricine, da? Da, găsești mămici disperate care spun, dar cum să fac asta? Cum, de ce n-ar fi acolo câteva cursuri? Hai să schimbăm, da, să exact. Schimbăm discuția, pentru că spuneam mai devreme că ți-ți place și să scrii, ai o fire artistică și Marinela mai face și prăjituri foarte bune, să știți, da. Mai pune și pozele pe Facebook și ce poți să faci în momentul ăla închis, că altfel încep să scrivezi. Da. Da. Ai mai scris în ultima perioadă? Mai ai timp și de sufletelul tău? Nu-mi trebuie timp pentru asta. Și de fapt eu nici nu fac poezie. La mine sunt niște cuvinte pe care atunci când le scriu, când le scot din mine, mă ajută să trec mai departe. Despre tot ceea ce vorbeam mai devreme, la un moment dat, sufletul tău există, ești om dincolo de toate. Și când spiritual, dintotdeauna ți-a plăcut să citești, ți-a plăcut să trăiești în visele tale, pentru că eu sunt încă o visătoare în această lume, când simt că e totul grinjul și de cele mai multe ori este, da? Atunci mă întorc la sufletul meu verde, cum îmi place mie să spun, și scriu. Nu poezie. În șir, niște cuvinte, așa cum le simt. Asta fac. Da, dar cuvintele alea sunt tare frumoase când sunt așternute. De multe ori le pui pe rețelele de socializare și trăirile astea interne ale tale, dincolo de poziția pe care o iei vis-a-vis de anumite aspecte din viața cotidiană. Și... e bine să vorbim și despre faptul că te solidarizezi destul de repede atunci când afli că cineva este în nevoie. Nu este mult timp de când ai inițiat o colectă financiară pentru o persoană. Da. Au mai fost și alte dăți în care am văzut tot felul de apeluri din partea ta. Și aici aș putea să spun că... că ești influencer, dacă e să folosim termenul ăsta atât de la modă în ultima perioadă. Adică de opinia ta țin cont niște exact, oameni. Da. Pentru că citim reacțiile lor, citim răspunsurile pe care le dau la postarea ta și alinierea aia cu ideea ta e clar o dovadă că sunt mulți oameni care au încredere în tine și care se bazează pe tine, clar. În activitatea pe care o desfășori zilnic, la jobul tău, tot timpul ajuți pe cineva. De ce nu poți să stai departe de lucrul ăsta când ești acasă, în timpul liber? Da, nu cred că aș avea liniștea necesară să știu că un om are nevoie de mine sau nu neapărat, pentru că nu-mi cer neapărat ajutorul, dar simt că au nevoie de ajutor. Și nu aș fi un om întreg dacă aș ști că cineva suferă și... na. Și poți să faci ceva și nu o faci. Și pot să fac ceva. Chiar da, la ultima întâmplare, când pentru colega mea nu voia să dau niște date, un om mai rușinos, mai... mă rog, nu a vrut. Și m-au surprins oamenii că mi-au spus, dar noi avem încredere în tine. Am văzut. Chiar dacă nu ne dai un nume, chiar noi avem încredere în tine și o să facem asta. Și într-adevăr, le mulțumesc tuturor că au fost alături de noi. Și ați reușit să rezolvați problema măcar în mare parte? Da, este ok, s-a operat foarte bine cu ajutorul unui doctor extraordinar, domnul doctor Ciobotaru, un om înger, pot să-i spun, care și-a făcut timp printre multele
operații pe care trebuia să le facă, să o cheme și pe colega noastră, care e bine. Din punctul ăsta de vedere, bine, și Doamne ajută să fie bine și mai departe. Financiar, oamenii au fost alături. O să mai fie pași de făcut, dar sper să o rezolvăm până la capăt. Doamne ajută! Îi urăm și noi sănătate colegei tale. Doamne ajută! Și bine ar fi ca gesturi de genul ăsta să se întâmple destul de des, pentru că de multe ori eu tot afirm în spațiul public că fac entității private, fac ONG-uri lucruri pe care ar trebui să le facă statul prin instituțiile lui. O luăm de la dotarea cu mobilier a școlilor până la, nu știu, până la susținerea financiară a unor oameni cu afecțiuni grave. Da. Și aici tot oamenii, fiecare dintre ei reacționează, sunt apeluri destul de dese pe rețelele de socializare în sensul ăsta. Spune-mi ce-ți dorești tu pentru tine, pentru viitor? Pentru mine personal. Pentru tine personal. Să pot să exist în continuare și să fiu la fel ca până acum. Să rămân un om simplu, să-mi dea Dumnezeu putere, exact așa cum spunea tăticul meu, să nu mă influențeze răul din jur și să rămân la fel cum a lăsat Dumnezeu. Deși e dificil, dar încerc, trag de mine cât pot. Te-am felicitat la început și ai meritat toate felicitările și eu zic că postul ți se cuvine cu prisosință. Poate sunt eu subiectivă, dar cred că mai sunt subiectiv ca mine pe subiectul ăsta destui. E vorba de faptul că acum coordonezi stația de ambulanță din Zimnicea. Și la discuția pe care am avut-o cu tine, când puneam noi la cale întâlnirea asta publică, așa, mi-ai spus că, mai mult decât atât, o să aveți niște investiții pe acolo, că vi s-a promis, că vi se pun niște lucruri la dispoziție. Da, chiar acum, ieri și s-au întâmplat lucruri, cu ajutorul primăriei Zimnicea, cu sprijinul domnului primar Petre Pârvu, avem o poartă la parcul auto, o poartă metalică, un interfon, era necesar pentru că ne trezeam noaptea cu diverse persoane, instalația sanitară, parte din ea s-a rezolvat, avem sprijin, asta contează că avem sprijin. Și aveți un spațiu al vostru. Sperăm, da, un spațiu al nostru și sperăm în continuare să fim sprijiniți, să ne ajutăm unii cu alții. Mulțumesc pe această cale și mulțumesc că mi-a adus aminte, sunt pași mici, dar importanți. Foarte importanți. Foarte importanți. Lucrurile astea v-au lipsit ani de zile și... Mai sunt lucruri de făcut, dar ușor, ușor sper să le facem. Da, sunt lucruri de făcut la modul general în sistemul de ambulanță. Cu începând cu... începând cu ambulanțele, cu dotarea, cu ambulanțe noi, așa cum ar trebui să fie, continuând și cu grija față de angajat, pentru că aveți o viață trepidantă voi, dar e atât de important ce faceți pentru noi și asta contează cel mai mult. Și până la urmă, în micile alea momente când reveniți la bază, trebuie să beneficiați și voi de condiții civilizate. Exact. Adică un ceai, o cafea, să te speli un pic, că poate ai fost pe nu știu ce cărări de la țară, cu praf, cu cărtoape, cu... Tare mult mi-a plăcut discuția cu tine. Și a curs de la sine. Aveam eu niște notițe pe aici și aproximativ le-am atins. Pentru că ești un foarte bun interlocutor. Și cred că asta te ajută să și scrii. Adun cuvinte în tine și trebuie să le transmiți tuturor. Da, pentru mine și pentru ceilalți. Eu am spus tot timpul, dacă din 10 oameni reușesc să colorez sufletul unuia, e bine. E foarte bine. E foarte bine. Da. Poți să-l colorezi și prin meseria ta, poți să colorezi sufletul oamenilor și cu vorbele tale, dar și cu acțiunile alea. A-ți păsa este baza, de fapt. Pentru mine contează extrem de mult. Trebuie să-ți pese și dacă-ți pasă de cel din jur, de locul unde stai,
dacă faci totul cu tot sufletul, n-are cum să nu-ți iasă. Mai sunt, e adevărat, opreliști, dar mergi până la capăt. Trebuie. Da, știu că întotdeauna mergi până la capăt. Îți mulțumesc pentru destăinuirile pe care le-ai făcut, așa pentru, pentru mine aici în platou, dar pentru mulți care sunt acasă și ne privesc. Ce să vă doresc eu vouă? Să primiți ceea ce vă doriți în plan profesional, adică să fiți sprijiniți de Ministerul Sănătății, de oricine poate să facă ceva pentru sistemul de ambulanță. Și să fiți sănătoși, oameni buni, că noi avem nevoie de voi. Și trebuie să fiți sănătoși ca să puteți să ne salvăm pe noi. Da. Să ne salvați pe noi. Da. Vă mulțumesc, îți mulțumesc ție și mulțumesc colegilor tăi, tuturor colegilor tăi, pentru ceea ce faceți. Și tuturor le urez multă sănătate. Și eu mulțumesc, vă mulțumesc tuturor și de asemenea vă doresc sănătate, pentru că tot timpul am avut o deviză. Dacă vouă e bine, nouă ne e ușor. Și colegilor mei le mulțumesc, pentru că ei mă susțin și fără ei nici eu n-aș conta. Da, a fost o discuție așa, de la suflet la suflet. Cred că am putut să tragem și ceva concluzii. Vă mulțumesc și eu dumneavoastră pentru atenția pe care ne-ați acordat-o. Și ce să zic, poate îi ajutați pe oamenii de pe ambulanțe, renunțând la un apel care nu trebuie făcut. Sănătate să aveți cu toții. Pe curând!